Sfântul mare mucenic Teodor Tiron a fost chemat în rugăciune și de credincioșii constanțeni. Biserica din municipiul de la Malul Mării, ce îl are ocrotitor, și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Biserica parohiei mai are ca ocrotitor pe sfinții ierarhi Nectarie și Luca al Crimeei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre chinurile la care a fost supus pentru mărturisirea credinței sale în Hristos. Închideți-l în temniță, că poate se va răzgândi. Dar în temniță, iată acolo Dumnezeu l-a vindecat. S-a arătat noaptea și a zis, nu te teme, Teodor, sunt cu tine. S-au arătat mulțime de oaste cerească, care cântau cu el și el se bucura de această cântare. S-au spăimântat și păzitorii temniței, ce se aude? Toate cuitorile erau închise, au vestit despre aceasta și pe mai mari care au văzut această minune. De aceea, iată, ce să-i mai facă? Au hotărât să-l mai întrebe odată și Sfântul Teodor a spus, dacă vreți să mă ucideți, îmi faceți bine, Hristos mă așteaptă. Credincioșii veniți la slujbă au putut cinsti moaștele Sfântului Teodor Tiron, precum și cele ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, aflate spre închinare permanentă în biserica parohială.